În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Bine este nouă să facem trei colibe. Ție una, lui Ilie una și lui Moise una. Iubiți credincioși, acesta este praznicul schimbării la față în muntele Taborului. În miez de vară, Sfinții Părinți au rânduit a ne prezenta lumina altfel, a ne prezenta care este diferența între lumina vizibilă și lumina ca energie a lui Dumnezeu, ca putere de transformare. Și anume, Sfinții Evangheliști ne-au relatat un fapt istoric, cum s-a petrecut de altminteri schimbarea la față. Și ne spun Sfinții Evangheliști Luca și Matei despre acest eveniment că într-una din zile Mântuitorul a luat cu sine trei dintre ucenici, pe Petru și pe Iacob și pe Ioan, fratele său. Acest grup restrâns de apostoli a mai fost înaintea noastră prezentat atunci când la învierea fiicei lui Iair i-au dat pe toți afară din casă și au rămas iarăși Petru, Iacob și Ioan. Și mai sunt câteva situații în care Mântuitorul și-a selectat pe acești trei. Pe Petru, bineînțeles că trebuia să-l selecteze pentru că era cel mai în vârstă și în tradiția iudaică, cel mai în vârstă dintre ucenicii unui învățător, era cel care putea și avea voie să spună câte un cuvânt din partea ucenicilor. Era un fel de lider de opinie sau purtător de cuvânt, ca să înțelegem mai bine despre ce este vorba. Atunci când vorbea, atunci când punea câte o întrebare, acesta însă nu reprezenta în întrebarea adresată un punct de vedere personal, ci un punct de vedere al celor colegial, al celor care erau împreună cu el. De aceea Mântuitorul, atunci când îi întreabă pe ucenici cine zice lumea că sunt eu și a răspuns pentru tu ești Hristosul, a spus nu tu ai răspuns, ci Dumnezeu care ți-a dat ție această descoperire. Iată că l-a luat pe Petru, dar pe Iacob și pe Ioan, fiii lui Zebedeu numit Boanerges, fiii tunetului, din cauza firilor mai colerice, ar spune pedagogii și psihologii de astăzi, sau mai temperamentale, pentru că acești doi trebuiau să ducă mai departe, să transmită ceea ce vor vedea în continuare. Și iată că astăzi erau Petru, Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, pe muntele Taborului și s-au dus Mântuitorul ca să se roage și chiar spune Sfântul Evanghelist Luca faptul că lui Petru i s-au îngreuiat ochii și totuși n-a adormit. Pentru că știm că în grădina Ghețimanii chiar i-a luat somnul de-a binelea când Mântuitorul s-a rugat. Dar acum nu s-au tulburat așa de tare, ci pur și simplu au așteptat puțin și au plecat pe feții la pământ și când s-au ridicat, au văzut pe Mântuitorul, pe care îl știau singur, că veniseră împreună, era în mijlocul a două personaje pe care ei le-au cunoscut, ca fiind Moise și Ilie. Nu ni se spune exact după ce i-au cunoscut, dacă ar fi fost pentru noi, cum să cunoaștem care este Moise și care este Ilie. Cred că Moise trebuia să aibă cele două table ale legii, pentru că asta îl reprezintă pe el, și Ilie cred că era cu carul de foc cu care s-a dus la cer. Cred că era simplu de a desluși ce personaje erau acestea două. Deci era clar că era Moise și Ilie. Dar de ce această alăturare? Pentru că aici vreau să ajung cu tema de astăzi. Moise a dat tablele legii, dar nu are niciun punct comun această dare tablelor legii de către Moise cu Ilie. Singura asemănare a vieții lor ar fi sfârșitul. Și anume, Ilie a fost luat cu carul de foc la cer,
deci nu a murit. Și despre moartea Sfântul, moartea lui Moise, știm că atunci când urma să intre poporul în ținutul făgăduinței, pentru că s-a îndoit pe parcursul celor 40 de ani Moise de puterea lui Dumnezeu, atunci când la muntele Moria i-a spus Dumnezeu să adapte poporul din piatra pe care o are în față, pe care o va atinge de trei ori cu toiagul, el nu a fost atât de credincios și din punctul de vedere al teologilor a dat un răspuns diplomatic. Adică i-a chemat pe toți și a zis, vom bate cu toiagul în această piatră, oare Dumnezeu ne va da apă? I-a dat Dumnezeu, de a da și o zis, nu vei intra în ținutul făgăduinței. Și n-a intrat. Dar nu se știe locul unde a fost înmormântat nici astăzi. Nu se va ști niciodată, pentru că Dumnezeu a vrut să cruțe poporul de la idolatrie, pentru că era posibil ca după un anumit timp poporul să creadă că Moise, cel care a dat tablele legii, este Dumnezeu și să înceapă să facă un soi de pelerinaj, dacă nu forțez prea mult lucrurile, pentru că îmi știți punctul de vedere. Problema este următoarea. De ce nu a fost totuși asociat Ilie cu Enoch? Pentru că Enoch este cel despre care știm cu siguranță că n-a gustat moartea. Asta înseamnă că mesajul este pentru noi și pentru veacurile ce vor urma. Asemănarea între sfârșitul lui Ilie și sfârșitul lui Moise este tocmai aceasta, a unirii cerului cu pământul. Unul a murit în cer, adică n-a mai venit pe pământ, și altul a murit pe pământ, dar nu îi se știe locul. E ca și când ar fi în cer. Această taină a venit astăzi, înaintea ucenicilor, să le arate că cerul și cu pământul sunt unite. Mântuitorul este cel care a unit cele două lumi. Lumea nemuririi prin Ilie, prin purtarea cu carul de foc la cer, și lumea morții tainice, despre care nu vom ști niciodată locul morții, prin Moise, care a fost înmormântat într-un loc necunoscut, nici astăzi. Și s-au petrecut toate acestea pe muntele Tabor. Noi cu toții avem și denumirea acestei sărbători, schimbarea la față a Mântuitorului, muntele Taborului. Dar odată cu schimbarea la față a Mântuitorului, s-a petrecut un lucru pe care trebuie să îl luăm în seamă. S-a schimbat și fața muntelui. Spun Sfinții Apostoli că a fost acoperit muntele acela de un nor. Înseamnă că și natura s-a schimbat la față. Înseamnă că tot ceea ce este creat de Dumnezeu are posibilitatea de a se schimba la față. Nu vi se pare că un lucru care se întâmplă în jurul nostru ca realitate este perceput de fiecare dintre noi altfel? Nu vi se pare că acesta este cel mai frumos dar pe care Dumnezeu ni l-a dat? Ca o singură realitate să fie văzute de un infinit de oameni. Uitați-vă afară. Pentru cei care au venit pentru câteva zile la plajă, soarele ăsta este o mare bucurie. Este soare și este adevărat, așa este. Dar pentru cei care știu că în urma acestui soare va fi o secetă și trebuie să își agonisească niște apă, să ude recoltele, cu siguranță că nu mai e văzut cu aceiași ochi veseli. Este aceeași realitate. Și totuși, nu numai interesul cu care ne uităm la realitate face totul, ci percepția pe care o avem. Chiar dacă interesul nostru nu ar fi, de exemplu, acum să fie un soare atât de puternic, pentru că noi stăm aici 365 de zile pe an, totuși, de ce ne-am putea bucura de acest soare? Dacă nu suntem în stare să ne bucurăm pentru noi, pentru că acum, dacă o luăm așa, pe noi ne-ar mulțumi acum o ploaie.
să rămânem mai singurei, turiștii să-ți vadă de ale lor. Ar fi pentru noi mult mai bine să fie o ploaie și totuși trebuie să ne cultivăm un alt gen de bucurie și de percepție. Și anume, să ne gândim la cei care au venit de departe și acest soare le dă o bucurie. Să încercăm să trăim bucuria lor. Să încercăm să vedem schimbarea la față a lui Dumnezeu, dar și schimbarea la față a întregii naturi pentru niște oameni care au venit de departe să se bucure de soare. Dacă veneau să se bucure de ploaie, probabil că veneau toamna. Credincioși, schimbarea la față nu este numai un fapt istoric care s-a petrecut acum, iată, 2000 de ani în urmă, ci este o prezentare continuă. De exemplu, în tradiția românească, cel puțin, astăzi este ziua în care veți și asculta după slujbă de binecuvântare a strugurilor. Poporul român a știut întotdeauna că soarele transformă ceva și au găsit prilejul schimbării la față de a binecuvânta roadele viței, pentru că soarele transformă bobul de strugure într-o dulceață, iar din această dulceață se va transforma mai departe în sângele lui Hristos, în potirul de la Sfânta Liturghie. Schimbarea la față nu înseamnă numai a sta noi deoparte și a privi. Schimbarea la față ne cheamă și pe noi. Ne cheamă să ne transformăm în ceva, în ceva bun, în ceva frumos, în ceva de nerecunoscut. Atunci când facem o faptă bună și cel care beneficiază de fapta bună pe care o săvârșim noi, nefiind obișnuit ca noi să facem așa fapte bune cu el, ne poate spune câteodată, mă, dar ești de nerecunoscut. Asta înseamnă în bine schimbarea la față. Când cineva nu te mai recunoaște, când cineva vede în tine altceva decât ai fost până atunci. În momentul în care suntem în stare să facem o faptă de genul acesta, să știm că praznicul schimbării la față este un praznic care trece prin noi. Trebuie să fim străvezini, adică să treacă prin noi acest praznic, nu să treacă așa pe lângă noi. Slavă Domnului! Într-o săptămână deja o să vorbim despre adormirea Maicii Domnului, încet, încet trecem către alte sărbători. Și a trecut praznicul acesta pe lângă noi, nu, trebuie să treacă prin noi. Și anume, să revenim la Sfinții Apostoli, Petru, Iacov și Ioan. Acești trei Sfinți Apostoli au fost foarte nedumiriți. Chiar frumos constată Sfântul Evanghelist Luca atunci când spune că Petru i-a spus Mântuitorului, când a văzut că este înconjurat de Moise și de Ilie, a spus, bine este nouă să fim aici, să facem aici trei colibe, ție una, lui Moise una și lui Ilie una. Și adaugă Sfântul Evanghelist Luca, a spus acestea pentru că nu știa ce să spună. Era surprins de ceea ce s-a întâmplat acolo și prima lui constatare a fost că este o stare de pace și de bucurie în care ar fi vrut să rămână tot timpul. Bine este nouă să rămânem aici. Dar iată că mesajul vine mai departe. Prin faptul că Mântuitorul parcă nici n-a auzit această propunere, ne învață și pe noi că starea de pace nu este una cu care să ne încuiem ca în cămara de nuntă și să trăim numai noi momentul acela. Starea de pace este întoarcerea în lume după ce am avut o înălțare spirituală. Este întoarcerea în lume cum ne întoarcem acum de la biserică noi către casele noastre. Nu ne cere Dumnezeu să rămânem aici, că ne-am făcut nu trei colibe, ci fiecare să-și făcut o colibuță așa, să rămânem în biserică, să stăm frumos, liniștiți, să nu ne deranjeze nimeni și nimic, nu, nu, nu. Asta nu este schimbare la față. Schimbarea la față este atunci când venim aici, vedem pe muntele Taborului minunăția străvezirii
și să plecăm cu ea mai departe, să luminăm în continuare. Pentru că dacă ar fi fost învățătura bisericii să atingem o anumită stare ca în nirvana, cum spun alți învățători, și să rămânem acolo, omul ar fi desființat. Nu, omul trebuie să fie un om luptător. Omul trebuie să rămână între ale sale, dar cu ale sale transformate în ceva deosebit. De aceea, schimbarea la față nu este nici de cum un eveniment static, ci este unul dinamic. O să spuneți că da, se va întâmpla și la anul, tot timpul ăsta să vorbim despre schimbarea la față? Nu, vom vorbi altfel atunci. Până atunci noi însă trebuie să păstrăm această schimbare la față în noi. A păstra schimbarea la față în noi înseamnă a ne strădui ca tot ceea ce vedem frumos, duhovnicește, la o slujbă sau într-o anumită trăire dintr-o rugăciune, să permanentizăm. Să nu încuiem acolo, să zic, asta e coliba mea? O să vin aici să mă bucur atunci când o să fie nevoie? Numai a mea? Asta este egoism? Trebuie să mergem mai departe și să dăm această bucurie. Cu siguranță că prin prezența lui Iacov și Ioan, cei mai colerici, cei mai vii dintre apostoli, cei care n-ar fi stat așa cu mâine în sân să contemple ceva, ne învață Dumnezeu că suntem chemați să îmblânzim în noi tot ceea ce este trupește. Să îmblânzim, nu să omorâm. Să facem din firea noastră colerică, din dorința de a instaura dreptatea pe care fiecare dintre noi o are, într-o măsură mai mare sau mai mică, să o îmblânzim și să stăm acolo, pentru că nu a chemat cu sine Mântuitorul pe Ioan, pe ucenicul cel iubit, cu care putea să stea pe muntele Tabor și o săptămână și ăla nu dormea. I-a luat pe cei care aveau dorința de a instaura dreptatea, pe cei care la câteva zile îi vor cere: noi în împărăția ta vrem să stăm unul de-a stânga și altul de-a dreapta ta. Pe aceea e chemat ca să învețe pe noi că firea noastră rebelă este chemată să se schimbe la față. Este chemată să se transforme, este chemată să vadă lucrurile altfel decât am făcut-o până acum. Spuneam că cel mai minunat dar pe care Dumnezeu l-a dat omului este acela de a prezenta o singură realitate și un infinit de percepții ale ei. Realitatea acum, pentru cineva care și-a făcut socotelul, de exemplu, cu zilele, cât mai stă la plajă, cât mai stă la plajă, este una singură. Păi, dacă azi e soare, v-am dus la plajă. Uite și toți, suntem o mână de oameni care am ales altă variantă. Realitatea e aceeași. Timpul zilei de astăzi va trece. Acum nu știu cât se vor bucura de dezlegarea la pește cei care n-au ținut post până astăzi, dar noi știu că ne vom bucura. Asta înseamnă o schimbare. Săptămâna trecută, pe timpul acesta, nu era post și puteam să mâncăm orice. Dar iată că astăzi schimbăm la față firea noastră rebelă, care ar vrea să aibă de toate, care ar vrea să mănânce numai bunătăți. Astăzi este desfătată numai cu o dezlegare la pește. De ce? Ca să înțelegem rostul firii umane și chemarea ei către schimbarea la față. A ne schimba la față înseamnă un lucru deosebit, dar înseamnă nu numai o datorie, ci o misiune de luptă pe care trebuie să o ducem până la capăt. În ucenicioși ne rugăm ca în ziua de astăzi să înțelegem că dacă Dumnezeu ne-a dat să vedem soarele, trebuie să îl vedem cu ochii schimbați la față, să vedem lumina din el, nu numai soarele care după ce trece de o anumită temperatură începe să ne deranjeze. Știți, mai este coeficientul de confort care, dacă depășește 80 de unități, ne deranjează. Nu, trebuie să vedem dincolo de soare, să vedem transformarea lui. Să vedem bobul de strugure care trece dintr-o etapă într-alta,
Să-l vedem pe fratele nostru că este mai bun, deși poate că el nu s-a transformat, dar ochiul nostru, dacă s-a transformat, cu siguranță că îl va transforma și pe el. Uitându-ne la oameni altfel, oamenii pentru noi sunt altfel. Nu mai contează cum sunt ei, contează cum îi vedem noi. De aceea trebuie să fim atenți că praznicul cel mare al schimbării la față ține de percepție, nu de realitatea schimbării la față. Ține de cum vedem noi. Ochiul frumos vede frumosul peste tot. Ochiul rău vede numai și numai dușmănie, vede numai și numai întuneric. Noi astăzi trebuie să învățăm că lumina este pentru noi transformată și în căldură și în roade bogate, dar este pentru noi o provocare să ne educăm să vedem lumina, să ne educăm să vedem frumusețea, să ne educăm să vedem blândețea și să ne educăm să vedem strălucirea lui Dumnezeu, care cu siguranță că nu poate să fie umbrită de niciun om, oricât ar fi el în mintea noastră de nemernic. Nu se poate ca nemernicia umană să acopere de tot scânteia divină. Să ne dea Dumnezeu puterea de a vedea transformarea, pentru că, de fapt, aceasta este schimbarea la față. Așa să ne ajute Dumnezeu.